și bine ați venit la Brașov, la Târgul cel Mare. Târg care coincide cu punte, așa ni se spune Bugulani, și aceasta nu este un cuvânt persiflator, ci este o mândrie a noastră. Cei care nu știu să afle că așa se cheie de bun venit la Caransebeș, bun venit în piață, distracție plăcută și tot ce are el să vă spună de la suflet. Domnule primar, vă rog. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, stimați producători, preonorați cumpărători, bine ați venit la oraș, la piața Bugulanilor. Această ediție, cea de-a patra, Toamna la Bugulani, ne aduce în fața dumneavoastră cu modernizări față de anul trecut la tot ce înseamnă pavilioanele expoziționale, dar și cu șantiere în lucru, pentru ca în ediția a cincea dumneavoastră să veniți aici și să vă bucurați de noi investiții ale Consiliului Local al Municipiului Caransebeș, al Consiliului Local al Municipiului Caransebeș, Casa de Cultură George Suru, pe cei doi manageri Verdeș Luminița și Ioan Cojocaru, față, fie că este presă scrisă, auzită, vorbită, văzută, așadar radiouri, ziare, televiziuni, site-uri, colegi de la Reșița care au lăsat astăzi pentru câteva ore reședința de județ, Centrul Industrial Reșița și au venit aici în cetatea spirituală a Banatului Montan, în municipiul Caransebeș, la oraș, pentru a fi alături de noi în acest demers care, dincolo de a fi economic, dincolo de a fi tradițional, dincolo de a fi stimulativ, pentru că lumea începe să pună murăturile, acest demers este, de fapt, o etapă importantă pentru a promova municipiul Caransebeș, pentru a arăta lumii că aici, în Caransebeș, se întâmplă lucruri frumoase și importante, pentru a arăta lumii că în țara Bugulanilor, cârnații care aveți expuși aici aproape sunt mai buni decât cei de la Pleșcoi sau produsele celor care celor pe care dumneavoastră îi veți gratula și admira sunt mai bune decât alte produse din alte zone, târguri sau piețe. Și premii în bani pentru producătorii care s-au remarcat. Producători cărora le mulțumim că astăzi în Caransebeș au devenit campioni, au devenit reprezentativi pentru toți producătorii din Banatul de Munte și nu numai, având în vedere că au avut aici oameni pricepuți care le-au evaluat produs. Domnul Cojocaru, un bun consumator și tot ceea ce ține de spațiile verzi din Caransebeș și-a evaluat producătorii florali. Domnul City Manager Nicolae Borceanu, un om cu o cultură vastă, profesor de geografie, un om cu o vedere sanitară, la siguranțe alimentului, la pacienților, a fost alături de această comisie. Vă mulțumesc și eu mult. Evident, doi speciale de această viață și evident, casa dumneavoastră, Comuna Vârliu, care ar să Luminița Verdeș, care coordonează activitatea produse naturale, proaspete și de calitate. Le mulțumesc tuturor celor care de azi dimineață au evaluat și apreciat, dar în primul rând mulțumesc producătorilor care s-au produse de calitate și naturale. Cum vă numiți? Beg. Beg de nuț. Mulțumim! Pentru noi sunt oameni importanți. Sunt utilizatorii permanenți ai pieței. Și de aceea vreau să vă prezint veteranii Caransebeș. Doamna Ileana, vă mulțumesc că existați.